N-a funcționat la mine așa cum a funcționat la Oziceni. Asta așa e, ne aducem aminte că el a avut o perioadă scurtă la echipa dumneavoastră. Da, și pe el, adică cel mai mult cu el am negociat atunci, că pe el l-am vrut cel mai mult, dar n-a funcționat. Ați fost atunci, știți cum era pe vremuri la librării în perioada comunistă, dacă vrei să iei o carte bună, trebuia să iei și trei mai puține, mai puțin bune. Așa și dumneavoastră. Păi am luat atunci cât? Păi nu, atunci știi care era treaba. Atunci, de câți ani sunt de atunci? Sunt vreo 13, 12. Ei, atunci înseamnă că s-a prescris. Atunci, cum a fost atunci? Atunci eu îi dădusem 10 milioane lui Bucșaru și trebuia să-mi dea 12, pormă, și a zis, lasă-mi, domnule, și îți dau tu. După aia s-a făcut 20. Și mi-a dat el că și eu, tot eu am luat banii din calificare atunci. Adică ce s-a... Și mi-a dat banii și atunci am mai rămas dăduse 17 și mai a rămas 3. Și eu vreau să zic, bă, mi-a dat omul 7 milioane de opândă. Și să-i mai am vrut să zic, aia că gata, te grațiez. Dar zic, hai să o încerc. Bă, îți dau 3 milioane. Zice el, ce ia niște jucători. Și am ales primul pe el, pe Apostol, și după aia pe ceilalți pe care i-am luat. Și am luat, nu știu, vreo 3-4 atunci. Ați luat mai mulți chiar? Mai mulți, vreo 6. Și am luat 3 milioane. Ați luat 6 de jucători atunci. Nu e nimic nelegal aici, că eu, adică, eu i-am luat gratuit. Adică n-am dat niciun ban, adică nu e... Înțelegi? Da. Operație și uite așa atunci. A fost atunci, deci am dat 3 milioane pe 4 sau 5 jucători, nu mai știu exact. Da, și eu dar și Iulian aducem aminte că au fost chiar 6. Vreo 6 a fost, da. Și eu și Iulian ne aducem aminte că au fost chiar 6 jucători pe care i-ați luat atunci. Da, nu știu, mai știu, la Rusescu n-a fost între ei, nu? Rusescu era al 7-lea, el n-a fost a venit după. A venit după. Da, Rusescu am dat bani pe el. Rusescu mi se pare că am dat pe el 200 de mii. Ha, da, ce-o. Și l-am dat cu 2 milioane jumate. Da, ați făcut o afacere bună și în cazul lui Raul Rusescu. Aș vrea să vă întreb despre acest meci. Cred că la Cluj încă există această speranță ascunsă, mică, dar există, că în cazul în care CFR va câștiga acest meci cu FCSB, mai poate fi rost de ceva în finalul acesta de sezon. Păi, domnul Mironică, eu nu vreau să comentez asta de ce. Păi pentru că eu nu comentez niciodată ceva în care eu mănânc bătaie. Eu nu pot să zic, domne, dacă cumva mănânc bătaie. Eu zic, dacă câștig, câte puncte se fac. Și știu că dacă câștig, se fac 13 puncte. Dacă mănânc bătaie, asta nu iau în calcul. Deci nu pot să fac, să comentez asemenea ipoteză. M-ați înțeles? Da, am înțeles, desigur. Vedeți, doar nu, într-un sens pozitiv. Eu, din principiu, eu nu comentez ipoteza de a mânca bătaie. Adică, domnule, dacă mănânci bătaie, nu o comentez. Că nici nu calculez, adică nu am calculat. Domnule, stai că dacă mănâncă, se fac... Nu calculez. Eu niciodată nu calculez înfrângerea. Eu calculez mai victoria. Sau calculez, să zicem, un egal, e posibil să mai calculez. Dacă să calculez înfrângerea, nu. Dacă calculăm înfrângerea, atunci nu mai avem mentalitate de învingători. Ați decis să veți merge în această campanie europeană, care cu siguranță va urma după acest sezon, cu același grup de antrenori? Cu siguranță, da. Nu am fost întrebat la o televiziune, că nu știu ce, că dacă ai... Atâtea puncte diferență, păi se mai pune problema, adică... Și atunci, domnule, nu știu, am înțeles că apropo în presă, că m-au sunat foarte mult, domnule, că tare, că îi puneți, luați în calcul, că să-i propuneți un nou contract. Și nou contract, ăla e al meu care l-am pus. Nu? Și Pintelie. Deci, nu aș vrea să discutăm asta, e clar că ei vor rămâne. Da, veți rămâne deci cu aceiași antrenori. Pe de altă parte, apropo de ce urmează după acest sezon, dumneavoastră ați venit cu acest vis
foarte îndrăznesc pe care îl aveți de fiecare dată grupele Champions League. Însă mai toți comentatorii din fotbal nostru au zis că nu cred că veți reuși acest lucru. De exemplu, Adrian Mutu zicea, puteți să cumpărați jucători și de 10 milioane de euro, că tot nu veți ajunge în grupele Champions League. Păi, când am intrat în fotbal, era chiar mai crezut fotbalul românesc decât acum. Acum chiar mai simte de a părut a campioanilor. Pe vremea aia era greu, rău de tot. Când am intrat atunci. Și când am spus o să aduc Real Madrid și chiar așa a făcut Dumnezeu prima Real Madrid, la sorte. Deci, oamenii nu cred. Eu asta vreau și spun ceea ce vreau. Pa Dumnezeu, cu ajutorul Dumnezeu, se poate orice la forma. E păruta campioanelor, da, el, Mutu spune aia, e părerea lui, nu poți să te supăr pe un om că spune părerea lui. Așa crede el. Este foarte posibil ca la CFR Cluj să se întoarcă Dan Petrescu. Neluțu Varga a admis că va avea negocieri, va avea discuții cu Dan Petrescu când va veni în România. Este un antrenor cu care ați avut multe bătălii de-a lungul anilor. Cum vedeți posibilitatea ca din sezonul viitor, sau poate din finalul acestui sezon, să vă luptați din nou cu Dan Petrescu? Pe ce luptă să faci? Lupta a fost ce a fost. Adică a fost ai lele cât ai fost. Dar nu mai este lupta ce a fost, pentru că se va crea, eu cred, adică asta vreau, să creez așa o prăpastie. Să vedem dacă și reușesc. Eu asta îmi doresc. În sezonul ăsta ați creat prăpastia, pentru că de când s-a introdus sistemul cu play-off-ul... Păi, dar nu asta, eu vreau prăpastie de valoare. Nu neapărat numai de puncte. De mai mare valoare. Și acum, nu e o prăpastie. Acum e o diferență. Suntem puțin mai valoroși decât ei. Dar eu vreau să creez o prăpastie. Domnule Becali, dacă adunăm punctele pe care le-a făcut FCSB în acest sezon, fără înjumătățiri și povești de genul ăsta, este o prăpastie față de CFR și Rapid? Păi este, sunt 16 puncte. Da. Nu, 13 cât? Da, 16 puncte sunt. Și de când, cum spuneam, de când s-a introdus sistemul acesta cu play-off, n-a mai existat o asemenea diferență. Păi, am avut, adică, de data asta am avut și puțin, adică, puțin noroc am avut, adică noi am câștigat toate meciurile. Bine, și valoarea, pentru că nu pot să spui că niciun meci din toate cele trei, toate le-am dominat. Și cu Sepsi, și cu Farul, și cu Craiova. Și le-am câștigat bine. Cu Farul a fost, să zicem, mai așa, că i-a fost un egal până spre final, 70 și ceva, 80, nu mai știu bine. Dar am dominat și jocul ăla, deci... Și atunci noi câștigăm toate meciurile, alea trei din play-off, ei... A fost norocul nostru că ei, adică Rapid, deși a dominat și au pierdut două meciuri care le-au dominat. După aia Craiova, nu știu, Craiova pot să zic că n-a avut ghinion. A avut ghinion doar de jucători, că nu l-a avut pe Mitriță, nu l-a avut pe Bancu. CFR-ul nu mai are valoarea aia, adică nu mai o are valoarea care o avea. Adică, nu zic că nu, sunt jucători foarte puternici și de anvergură. Adică fizic, sunt cam cei mai puternici fizic. Chiar și decât noi fizic sunt mai puternici. Dar nu mai au anvergura aia, nici Deac nu mai are 37 de ani sau 36, are... 40. Nu mai e tinerel ca la 36. Aș vrea să... Aș vrea să vă întreb dacă v-a fost un pic teamă atunci când Rapid a venit la 4 puncte de dumneavoastră. Păi uitați-vă declarațiile mele să vezi dacă mi-a fost teamă. Dacă vă aduceți aminte, Dan Șucu v-a transmis. Venim. Nu, dar uitați-vă declarațiile mele când v-am spus, domne, 4 puncte e enorm de mult. Așa am spus. Că așa e, 4 puncte e enorm de mult. Mai ales când are echipa valoare. Că a spus atunci, se va adânci diferența. S-a adâncit? De la 4 s-a ajuns la 10. Nu că s-a adâncit, s-a făcut uriașă. Păi vezi,
Și atunci spui că, domnule, nu mai vreau, domnule, că nu mai vreau să mă trufesc, să mai mă mândresc, că atunci când m-am mândrit, a zis Dumnezeu ce mi-a făcut. Dar 10 puncte, e aproape imposibil să mai poată face ceva. Aș vrea să vă aduc aminte de o expresie faimoasă pe care o foloseați cu ani în urmă, cu mulți ani în urmă, campioană de Paște. Așa spuneați pe vremea. Aia era obiectivul dumneavoastră. Vrea să fiți campion cu echipa de Paște, adică înainte de încheierea sezonului. Și când o spuneam, nu s-a întâmplat. Uite, acum, când am spus-o, se întâmplă. Că se întâmplă, că noi când jucăm cu Rapidul, trebuie să fim campioni peste, adică încă două etape. Și chiar să zicem, de n-am fi, oricum, mai avem șansa la încă două meciuri cu Sepsi și cu Faro. Adică mi se pare că înainte de Paște se joacă. Cu Faro mi se pare că jucăm aproape de Paște, nu? Cred că da, da.